Vă ascultăm, doamnă. Cine sunteți? De unde sunați și care e problema? Sunt Anastasia Cucu din comuna Biești, raionul Orhei. Suntem într-o situație foarte gravă, foarte gravă. La noi, fântânile pe regiunea asta de sat, toate sacă. Suntem la limita posibilităților să ne folosim de apă potabilă. Avem apă centralizată trasă. Dar primarul nu știu ce face. Că noi o săptămână și jumătate nu avem deloc apă la robinet. Nu avem apă. Am sunat, nu ne-a ridicat receptorul. Am sunat a doua oară, o ridicat, m-am înțeles, i-am lămurit că soțul meu lucrează combainer, vine la 11 noapte acasă, eu n-am o cană de apă să o bei reșe. El nu are de unde, eu n-am de unde aduce apă să Nu-s ne spălăm. nici fântâni pe aproape izvoare. Sunt fântâni, dar cu urgență să vă trimit fotografii de la fântâni cum e apa în fântâni. Am vă câteva fântâni în mâncare și eu vă arăt din toată fântâna fotografii cum e apa. Murdar, adică, da, E poluată. culut în două. Dacă noi suntem apă cu două, trei căldări și gata, se termină. Dar toată mâncarea e de la fântâna apă. Și vă spun, suntem într-o situație gravă. Da, Mi-a fost primăria. o doamnă, Dar primăria dar ce primarul știe explicație are? Ce s-a întâmplat? că nu se ajunge apă. Nici Dar aceea nu-i corect. subterană, nici aceea din arteziană nu se ajunge. Așa din arteriană e oprit timpul, o oprește. Eu nu știu cum. Crândul de la vale are apă, noi de la deal care am construit linia nu avem apă. Păi Și care e pe timpul explicația? el motivează diferite, pune diferite motive, ba că nu se ajunge apă de subterană, ba că ceva nu-i lucrează ca lumea arterizanca, dar știți mai concret cum s-a exprimat soțul meu, s-a coborât din combain și l-a văzut pe teritoriul acolo unde el s-a aflat. Și s-a apropiat de dumnealui și îi spune, domnule primar, spuneți-mi vă rog, de ce nu avem apă? Și el îi răspunde brutal, dar și eu ți-am tras grantul. Știți? În loc să dai o explicație normală omului, deși nu ia apă la robinet, el îi spune că nu ne-a tras el grantul. Și cum am zis, vă spun cinstit, nu e un om care șede prin sat și poate are posibilitate să duc speli și la ora 6 seara. El vine la 11 la combine, ca de la combine. Și nu am apă, credeți-mă. Nu am apă. Și el așa de urât s-a purtat cu dânsul. Și ce aveți de gând? Vreo plângere la raion, la președinte, la Dodon, la cine? Vreau o plângere să aud de toată Moldova, că am ales partid ușor, mă rog, nu zic toată lumea l-a ales, că știți cum e situația când în timpul de alegeri. Da, Dar primarul e de la fiindcă Șor, da? e pe primarul de la Șorș, nu e om al localității, e venit dintr-un sat, din satul, din raionul Orhei. Dar lui nu-i pasă de populație, el nici nu ne știe, domnule, la față, el nici nu știe și prezintă omul ăla, poate omul ăla e bolnav, poate omul ăla are 5-6 copii. El nu știe situația oamenilor. Și așa vă spun cinstit, nu se poartă frumos cu lumea. În schimb, vă face concerte, probabil, nu? Nu vine să cânte Nu ne Jasmin, face, nevasta domnule, lui Șor. concerte. Nu ne face concerte. Noi avem corul satului și cum am avut aș fi fostul primar corul satului, dacă știți, este corul comunii Biești, care a fost și la televiziune, noi nu avem nevoie de concerte, noi avem nevoie de apă. Noi de apă nu avem nevoie. Și am vrut să ne ducem organizat măhala în vale și știți, ne-am amăgit că ieri după masă să știe apă. Și uitați-vă, nici la momentul de față nu e apă. Deci de câteva zile, de săptămâna asta, da? E o săptămână și o jumătate, să zicem așa, că de duminica trecută, nu asta, dar ceilalți. Putem să strângem vă câteva, așa, două, trei șupuri pe zi, curge ca din streșnă. Dar pe urmă, pe parcurs, a dispărut complet. Știți? A dispărut complet. Și motivează că cineva ieși ud grădinile. Dar el pentru ce mai este primar? Pentru ce mai este primar? Ca să nu știe situația în care se află populația? Păi poate e adevărat că cei din vale udă grădinile și nu mai ajunge presiune ca să urce apa în deal. Domnule, vă mai spun, dar noi apa o avem de vreo 12 ani trasă linie și au fost ani și mai sășetoși. Și lumea tot a folosit apă ca cum folosește de fiecare dată. Vă spun, o săptămână jumătate noi nu avem deloc apă.
fără, cu presiune, fără presiune, nici măcar fără presiune nu avem. O explicație trebuie să existe. Și poate că primarul nu e obligat pentru că el se ocupă de gestiunea satului, de apă, de apeduct, se ocupă, nu știu, o asociație, un om, cui plătiți serviciul ăsta? Tot lui, tot lucrătorii lui spuși. Tot de la Tot și primărie, da? partidul ușor. Da, dumnealui o scos persoanele care precedente, le-o scos că nu au fost competente. Dar au pus doi din partidul lui. Și de când ei funcționează într-astea, nu știu nici o să o pornească, nici să o oprească. Dar în Consiliul Local aveți oameni de încredere să vă adresați lor, poate să inițieze o ia ca, ședință urgent. Ia ca asta și vreau să vă spun, că majoritatea din Consiliu sunt tot al ușor. Și ei foc și fac și vor. Vor să ne dea, până ne dau, nu vor să ne dea, nu ne dau. Ia că asta e situația. Puteți să inițiați referendum de schimbare din funcție, de demisie, deja au trecut amuși anul de când a fost ales, de-am poate iniția referendum, strâns semnături și dat afară, făcut alegeri și ales alt primar. Da, îmi dați o indicație cum putem să facem lucrul acesta? Păi scrie în lege, în codul electoral scrie cum se face referendum de rechemare. Pot să vă dau link direct la lege. Vă rog frumos. Sau citat asta, extras din lege. Și asta nu numai pe noi ne afectează lucrul ăsta. Credeți-mă, partea cealaltă de comună este satul Cigoreni. Vin și eu cu șipurile apă din vârful dealului, care cu șipurile apă. Și vă spun, proiectul e făcut de domnul Petru Vulcar de vreo 5 ani. A fost pus beț în roate că nu stragă apă la Cigoreni. Lumea în Cigoreni de obște n-are apă. Dar proiectul, vă spun, de vreo 5 ani este făcut și să mână. O făcut și grochi ca să tragă apă și așa au murit. Oamenii au câte o groapă, o gradă și cu atâta. Și sunteți aproape de Nistru, aproape de Reut și n-aveți apă. Chiar avem apă subterană la noi în teritoriu. Și n-are cine să o extragă. N-are cine să se ocupe cu așa chestie. Ar da? Mai trebui o arteziană în deal, nu? Este construită, domnule, și arteziană. Este aici undeva la 3-4 case după mine, e pornit o arteziană, asta știți cum, o măscărit o leacă oamenilor ochii, chiar ca pornim să facem. Și pornit, e clădit, numai nu-i dat în exploatare, nu făcut bașne, nu-i dat în exploatare. Eu pot să vă fotografiez și arteziana asta care e făcută și la 100, hai, 30 de case mai încolo e altă arteziană. Sunt astea resurse de apă la noi în teritoriu. Pur și simplu, nu lucrează primarul ca lumea. Se poate scrie proiect, să obține granturi de la Europa, că na, Rusia și Israelul nu dă granturi, dar Europa dă. Și se poate, de obținut bani pentru terminarea lucrării de arteziană, de apeduct. Și apeduct și canalizare, Europa susține astfel de infrastructuri, dar n-are cine scrie Eu proiect. Noi am avut așa un proiect câștigat, banii au venit, dar fiindcă au fost pus beț în roate, domnului Bulhac, s-au întors banii înapoi la Europa. Banii au fost veniți pe cont și pe urmă, dacă o vezi că nu dă voie primăria să margă asta facerea pieductului, băietul a fost nevoit să întoarcă banii înapoi la Europa, la două țări din Europa. Am înțeles mesajul dumneavoastră. Mulțumesc știți, pentru încredere, l-am înregistrat și îl public chiar acum. Vă rog mult, poate măcar așa, nici nu știu cum, s-or deschide oamenii ochii și-or vedea și votează. Pentru că numai să avem concerte și să avem orheiland de distracție, dacă ca se duci la distracție, trebuie și sănătos. De acord. În primul rând, vă spun, eu o să vă trimit amuși niște fotografii cu căldarea cu apă descoasă din pântână, proaspătă, ca să vedeți în ce stare să află sa comuna Biești. Și cum poate lumea să bea apă și spele mâinile pe timp de pandemie. Am înțeles. Mulțumesc. Vă rog mult. La revedere. Vă rog mult. Publicați ca să știe toată lumea. De acord.